Apelăm la resurse noi. Uite așa, da. Se cunoaște că anii încep să se așterne și peste mine. Văd mult mai bine acum la televizor. Înainte trebuia să anumite cuvinte să le ghicesc. Suntem în capitolul 7 din Cartea Evrei. Și vom vedea astăzi cum Duhul lui Dumnezeu încearcă să desfințească, să desfințeze o preoție pe care a susținut-o timp de circa 1000 de ani. Am văzut în capitolul 5 cum, după ce anunță această preoție aronică și anunță că această preoție va fi desființată și Hristos ar trebui să vină după rânduiala lui Melchisedec, autorul face o pauză, se adresează într-un mod dur și violent auditoriului și apoi are această demonstrație de ce era necesar ca Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, să nu vină după această rânduială aronică, ci să vină după rânduiala lui Melchisedec. Sam a prezentat primele 10 versete. Și cumva, dacă este să ne fixăm în mintea noastră ce înseamnă rânduiala lui Melchisedec, în primele 10 versete cam aceasta ar fi concluzia, că acest preot, după rânduiala lui Melchisedec, ar fi trebuit în primul rând să fie om. În al doilea rând, noutatea pe care o aduce textul, acest om trebuie să aibă concomitent, în același timp, o dublă funcție, cea de împărat al neprihănirii și al păcii, cum spune textul, dar mai mult de atât, cea de preot. Melchisedec este singurul personaj din Scripturile Vechiului Testament care are aceste funcții concomitent, în același timp. Deci ca să fie după rânduiala lui Melchisedec, omul care ar fi trebuit să îndeplinească această preoție trebuia să aibă cele două funcții în același timp. De împărat și preot. Dacă veți citi acasă Zaharia 6 cu 12 și 13, veți vedea că acolo prorocul spune în felul următor. Odrasla, care este împăratul, dar care este și marele preot. În aceste versete, odrasla întruchipează cele două funcții în același timp. Dar am văzut mai mult de atât, că acest mare preot, după rânduiala lui Melchisedec, trebuia să fie și Dumnezeu. Și vedem în versetul 3 acest tipar al Genezei, fără început, fără sfârșit. De ce? Pentru că natura acestui mare preot trebuia să fie și una divină. Și cumva aceasta ar fi concluzia primelor 10 versete. Dar textul continuă și este puțin mai greoi și mai complicat de la versetul 11 și aș vrea să citesc toată porțiunea de text și apoi să subliniem câteva idei. De la versetul 7 cu 11, dacă dar de săvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, că sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aron? Pentru că odată schimbată preoția trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. În adevăr, acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție din care nimeni n-a slujit altarului, căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec un alt preot, pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el. Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Astfel, pe de o parte se desfințează aici o poruncă de mai înainte din pricina neputinței și zădărniciei ei, căci legea n-a făcut nimic de săvârșit. Pe de alta, se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus a făcut preot prin jurământul celui ce a zis, Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Prin chiar faptul acesta, el s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Mai mult, acolo au fost preoți în mare număr,
pentru că moartea îi împiedica să rămână purerea, dar el, fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, pune pe Fiul care este desăvârșit pentru veșnicie. Vedem, în toate aceste versete se urmărește desființarea preoției aronice. Pentru mintea noastră poate nu este atât de complicat și un lucru greu de înțeles, dar gândiți-vă că pentru mintea unui evreu pe care Dumnezeu l-a îndemnat să țină preoția aronică, să țină toate ritualurile de la cort și mai mult de atât, Dumnezeu a îngăduit ca timp de 1000 de ani să funcționeze această preoție. Îi era complicat, foarte greu să renunțe la cele ritualuri ale Vechiului Testament. De aceea, de la 11 până la 28, autorul explică de ce era necesară desființarea preoției aronice și el spune în felul următor: dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, da? Se desfințează aici o poruncă de mai înainte din pricina neputinței ei. Și aici spune destul de clar de ce Dumnezeu a desființat-o. Dar el nu desfințează doar preoția, el desfințează și porunca prin care intra în funcția de preot. Da? Dumnezeu a înființat preoția aronică, dar în același timp a dat și o lege cum să intri în această preoție aronică. Cum intrai în preoția aronică? Cum deveneai marele preot? Nu trebuia să faci mare lucru decât ca Dumnezeu în preștiința Lui, în atotputernicia Lui, să îngăduiască ca tu să te naști în familia lui Aron. Și asta era legea aronică, așa deveneai mare preot. Dumnezeu le desfințează pe amândouă. Marea întrebare este de ce? Dar textul și versetul 11 cred că este cheia de interpretare a întregului pasaj. Versetul cheie spune în felul următor: dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, atunci, spun eu, această preoție ar fi rămas în picioare. Dar pentru că această preoție nu dădea desăvârșirea, nu avea cum să rămână în picioare. Deci am putea spune că motivul desființării acestei preoții este simplul: nu aducea desăvârșirea. Acum, dacă nu aducea desăvârșirea, avem o problemă destul de mare, pentru că această preoție Dumnezeu a instituit-o. Nu doar că El a instituit-o, această preoție aronică a stat circa 1000 de ani în istorie. De ce Dumnezeu, dacă această preoție era sortită desființării, a îngăduit-o ca timp de 1000 de ani poporul să creadă în ea, să apeleze la ea, să meargă la cortul întâlnirii, să se gândească la marele preot de la cortul întâlnirii? De ce Dumnezeu a îngăduit această preoție? Mai mult de atât, gândiți-vă că înainte să o înființeze, deja El pregătește anumite elemente ca poporul să accepte desființarea acestei preoții. Gândiți-vă numai la simplu fapt că Melchisedec apare înainte ca această preoție să ia ființă. Deci Dumnezeu pregătește desființarea ei înainte ca ea să apară pe scena istoriei. Cu atât mai mult cu cât, da, în anul 950, cam așa apare Psalmul 110, acolo lucrurile erau foarte clare. Aveai Geneza 14, apoi aveai Psalmul 110, în care spune foarte clar că va veni un mare preot după rânduiala lui Melchisedec. De ce totuși
Dumnezeu îngăduie astfel de preoție. De ce a instituit-o? De ce a investit atât de mult în ea? De ce a lăsat-o pe scena istorie timp de 1000 de ani? Ea nu aducea desăvârșirea. Ea nu era prin ea. Dumnezeu nu era sub nicio formă satisfăcut, pentru că eu cred că asta înseamnă că nu aducea desăvârșirea. Dumnezeu nu putea să primească omul prin acea lege leviticală. Dar Dumnezeu a instituit-o. Și gândiți-vă la noi. Spre exemplu, dacă noi construim o casă, da? Noi construim o casă și investim ani și bani și energie ca să ne mutăm în ea. Ăsta este rezultatul. Nu o construim și apoi când am construit-o, o demolăm și gata. Da? Noi facem lucrurile cu sens, cu un scop, cu un rezultat precis. Și eu cred că Dumnezeu, dacă a instituit această preoție, cu siguranță a avut un sens și căuta să aibă un rezultat în mintea evreilor și poate în mintea tuturor credincioșilor. Dumnezeu a instituit-o în Exod și Levitic. Această preoție implica o seriozitate din partea celuia care o împlinea. Gândiți-vă numai la Levitic, capitolul 10, Nadab și Abihu. Dacă nu aducea desăvârșirea, de ce Dumnezeu este atât de dur când puțin din elementele date de El sunt încălcate și brusc mânia lui Dumnezeu vine împotriva lui Nadab și Abihu? Dacă nu aducea desăvârșirea, de ce în momentul în care Core, Datam și Abiram caută puțin să schimbe sistemul levitical, Dumnezeu intervine și spune clar, respectați legea așa cum eu am lăsat-o. Aron deține preoția și numai cei care se nasc în familia lui vor avea parte de preoție. De ce? Haideți să ne gândim, deja Iedea a pregătit acest context. Haideți să ne gândim când apare preoția aronică și cortul întâlnirii. Momentul istoric este foarte important. După ce în Exod, capitolul 24, poporul în cor rostește, vom face tot ce a zis Domnul. Dumnezeu îl cheamă pe Moise sus pe munte și spune, vino sus pe munte, de ce? Să-ți dau cele 10 legi, decalogul. Dar când ajunge pe munte, Moise are parte de o surpriză. Dumnezeu îl ține 40 de zile și în loc să-i dea cele 10 porunci, Dumnezeu îi vorbește necontenit despre cortul întâlnirii și despre marele preot. Deci dacă este să ne gândim din punct de vedere cronologic, eu cred că Dumnezeu dă această preoție după darea legii și încheierea legământului ca poporul, Moise și toți ceilalți să înțeleagă că acest vom face tot ce a zis Domnul poate să fie îndeplinit numai dacă au ca resursă fundamentală, cortul întâlnirii și marele preot. Dumnezeu când s-a uitat la inima poporului și a văzut că este atât de hotărât și a văzut că este cu inima deschisă să asculte în totul, totului tot de ceea ce Dumnezeu i-a cerut, atunci Dumnezeu, pentru că știa că are nevoie ca acea inimă să fie motivată, că are nevoie ca acea inimă să fie păstrată plină de râvnă și pe o traiectorie foarte clară. Dumnezeu a îngăduit să le dea această resursă extraordinar de importantă. Cortul întâlnirii și marele preot erau resursele fundamentale prin care poporul trebuia să priceapă că nu au cum să țină acel vom face tot ce a zis Domnul fără cortul întâlnirii și fără marele preot. Poporul pricepea că resursa fundamentală de a rămâne în legământ, de a sta lângă Dumnezeu, nu este nici măcar inima ta sinceră câteodată, ci ai nevoie ca acea inimă sinceră să fie susținută de ceva din afara ta. Și acest ceva din afara ta erau marele preot, cu tot ce componea cortul întâlnirii. Dumnezeu îl invite pe Moise pe munte și îi spune în felul următor, după chipul pe care ți s-a arătat pe munte, alcătuiește această casă pentru mine. Acum,
Eu nu cred că în cortul ceresc există un cort, așa cum l-a făcut Moise, ci în cortul ceresc, adică în prezența lui Dumnezeu, sunt anumite realități spirituale sau erau în momentul respectiv anumite nevoi spirituale, anumite realități spirituale pe care Dumnezeu vroia să le transmită întregului pământ. Și atunci se gândește, cum aș putea eu să transmit cel mai bine ce se întâmplă aici sus în cer? Ce este nevoie aici sus în cer ca pământul să priceapă aceste nevoi ale mele și ale lor? Că nu erau doar nevoile lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu construiește această casă pământească numită Cortul Întâlnirii în Exod și Levitic. Știți cum aș traduce eu în termeni simple această casă pământească? În ea se ascunde dorința nespus de mare a lui Dumnezeu de a sta cu Dumnezeu, de a sta cu omul, de a vorbi cu omul, de a rămâne în părtășie cu el și ca omul să priceapă această inima lui. Dumnezeu își construiește o casă pământească și coboară în ea. Dar după modul în care este construită această casă pământească, avem locul preasfânt, da, Sfânta Sfintelor, Dumnezeu acolo a coborât în mod simbolic prin acel nor. Avem locul sfânt, da, care despărțea locul preasfânt și avem și această curte. Când te uitai la arhitectura acestei case, știți ce mai pricepea evreul sau ar fi trebuit să priceapă și noi toți? Că chiar dacă Dumnezeu își dorește atât de mult să locuiască cu omul, să aibă părtășie cu el, există o neputință fundamentală, iar modul în care este construit această casă a lui Dumnezeu, cu aceste limite fizice, poporul trebuia să priceapă prin ele că dincolo de dorința lui Dumnezeu de a locui cu omul, există o neputință fundamentală ca omul să aibă intrare liberă, directă, în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu a vrut doar să rostească aceste dorinți și aceste neputinți, în același timp dă și soluția pentru neputința lui. Care era soluția pentru neputința lui? Marele preot. Soluția pentru neputința lui Dumnezeu de a-L primi pe om în prezența lui fizică, în Sfânta Sfintelor, înaintea tronului slaviei, soluția pe care el o găsește și este pusă acolo din belșug, era marele preot. Acesta era marele preot din Vechiul Legământ, de sub preoția aronică. Iar în vestimentația lui sunt ascunse comori atât de profunde și frumoase. Am luat câteva elemente numai ca să înțelegem ce putea să priceapă evreul și ce ar fi trebuit să pricepem și noi. Gândiți-vă că acolo sus pe fruntea lui, da, era o coroană împărătească pe care era scris Sfințenie Domnului. Iar tot timpul el trebuia, marele preot, când intra în cortul întâlnirii, să aibă această coroană a Sfințeniei Domnului, să o aibă pe cap. De ce? Ca poporul să fie acceptat de Dumnezeu. Dar ce să însemne această Sfințenie a Domnului? Înseamnă că orice păcat al evreului trebuia scos la lumină, adus la lumina Sfințeniei lui Dumnezeu. Și acel păcat, odată adus, trebuia ca cineva să primească judecata pentru acel păcat. Iar cel care, în mod simbolic, că nu se întâmpla lucrul acesta, ar fi trebuit să primească judecata, era marele preot. Pe umeri avea 12 pietre cioplite toate la fel. Nu era nicio deosebire între ele. El le purta necurmat când intra în cortul întâlnirii pe umeri. De ce nu era nicio diferențiere între ele? Pentru că el trebuia să se raporteze în mod nepreferențial la toate nevoile, suferințele, durerile fiecărui
Evreu în parte, indiferent de rang social, de inteligență, de bogăție, el trebuia să se raporteze în mod nediferențiat la fiecare evreu în parte și să poarte povara, durerile, suferințele, încercările fiecărui popor în parte. Dar totuși chiar nu se raporta într-un mod individual la evrei, totul era așa într-un mod colectiv, nu. Și pe pieptul marelui preot erau 12 pietre diferite și cu străluciri diferite. Știți de ce? Pentru că marele preot trebuia să-și exprime dragostea, el purta pe inimă, să-și exprime dragostea pentru fiecare evreu într-un mod individual și personal. Evreul când se uita la marele preot, trebuia să priceapă că numai prin el poate să intre în părtășie și poate să rămână în părtășie cu tatăl. Când se uita la marele preot, evreul trebuia să priceapă că cineva trebuie să-i rezolve păcatele din momentul în care a intrat în legământ cu tatăl. Cineva trebuie să accepte din nou judecata pentru toate păcatele săvârșite din timpul legământului. Cineva trebuie să-l susțină în toată această alergătură de zi cu zi. Cineva trebuie să-l poarte în inima lui într-un mod necurmat. Se întâmplau aceste realități spirituale? Putea un mare preot născut din sămânța lui Aron să întruchipeze aceste valențe spirituale? Sub nicio formă. Toate erau doar niște imagini, era doar o simbolistică, dar toate arătau nevoia nespus de mare a lui Dumnezeu ca cineva să facă această slujbă de dragul lui Dumnezeu, dar și de dragul omului. Eu cred în felul următor, că preoția aronică a fost îngăduită de Dumnezeu circa 1000 de ani ca să sădească în mintea evreului și în mintea tuturor nevoia de o jertfă și nevoia de mare preot, ca tot să priceapă prin limitele acestei preoții adevărurile ascunse în preoția nevăzută, în cortul nevăzut al lui Dumnezeu. Această preoție aronică pregătea calea adevăratului mare preot. Dar cred că dincolo de toate aceste elemente, și cred că sunt mult mai multe, cel mai important era să înțeleagă evreul că funcția de mare preot și preoția are sens doar în prezența Tatălui, doar în ceruri. Înțelegeau ei acest adevăr? O, da. Îl înțelegeau. Îl înțelegeau prin limitele de viețuire a unui mare preot. Le înțelegea prin vestimentația marelui preot, dar cred că cel mai mult această nevoie a lui Dumnezeu ca marele preot să fie în ceruri, iar că preoția are sens doar înaintea prezenței Tatălui, înaintea tronului Harului Său, le putea pricepe evreul acest adevăr cel mai bine din sărbătoarea de Yom Kippur. Gândiți-vă că o singură dată pe an, marele preot intra fizic în locul preasfânt. Dar cât stătea el? O secundă. Intra repede, arunca cu sânge pe tronul Sfințeniei lui Dumnezeu și ieșea una a doua, pentru că el știa că nu are ce căuta acolo. El știa că nu are cum să stea acolo. Și de aceea aș spune că din toată construcția aceasta a preoției aronice, Dumnezeu vroia să transmită această informație. Preoția aronică era megafonul lui Dumnezeu prin care vestea tuturor că este nevoie de un mare preot în Sfânta Sfintelor, înaintea tronului din ceruri, pentru totdeauna, iar acest adevăr era cuprins în arhitectura cortului, în hainele marele preot și în sărbătoarea de Yom Kippur. Preoția pe pământ nu are niciun sens. Preoția adevărată, care asigură desăvârșirea, trebuia să aibă loc sus în cer, înaintea tronului slavei, înaintea sfințeniei lui, lângă Tatăl. Tot acest mesaj era cuprins în preoția aronică. Tot acest mesaj, prin tot acest mesaj, Dumnezeu vroia să ridice ochii oamenilor, să înțeleagă nevoia nespus de mare a lui Dumnezeu. Ca cineva
pentru toată veșnicia, să stea la dreapta Tatălui, iar prin acel mare preot, omul să aibă intrare liberă la Tatăl în mod fizic. Toată preoția aronică este pusă în lumină cu preoția lui Hristos în textul nostru. Când ne gândim la preoția lui Hristos, o diferență fundamentală între el și ceilalți preoți sau mari preoți care au existat pe acest pământ. Hristos nu și-a luat singur dreptul acesta. Cinstea de a fi mare preot și-a câștigat-o prin viața lui, prin truda lui, prin luptele lui de zi cu zi, împotriva păcatului, împotriva nedreptăților, împotriva celor care căutau să-l defocalizeze de la ținta lui. Dar uitați-vă că el niciodată cât a fost pe pământ nu a fost numit mare preot. El când este numit mare preot? Când este uns ca mare preot? El este uns ca mare preot, Dumnezeu jură pentru el când a înviat din morți și după ce l-a înălțat înaintea tuturor. De ce? Pentru că așa cum cel puțin, puțin am încercat să subliniez, nevoia de mare preot, nevoia de preoție, nevoia de mijlocire este sus în cer, nu aici pe pământ. Acolo sus în cer avea nevoie Dumnezeu de cineva care să stea pentru totdeauna la dreapta lui. De ce? Ca omul să poată intra cu deplină încredere în prezența lui Dumnezeu, la învierea din morți, înaintea scaunului de domnie, înaintea îngerilor și înaintea sfinților Vechiului Testament care au reușit să ajungă până la capăt, Dumnezeu îi spune, Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec, faptul că el este uns după învierea din morți, faptul că el este uns în cerul lui Dumnezeu și nu în prezența oamenilor, dovedește odată în plus că Dumnezeu avea nevoie de o preoție, de un mare preot, de cineva care să mijlocească și să garanteze relația dintre om și Dumnezeu sus în cer. Dar această numire a preoției lui Hristos este pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Purerea. Chiar și atunci când noi vom ajunge în prezența Tatălui, relația dintre noi și Tatăl va fi prin Fiul. Niciodată nu va mai fi așa cum a fost în prima zi sau a doua zi în grădina Edenului, când Adam cu Dumnezeu în mod direct trăiau, se bucurau unul de celălalt. În momentul în care păcatul a obturat relația dintre om și Dumnezeu, singura soluție, singura cale, singurul mijloc este ca cineva, toată veșnicia, să stea între noi și Dumnezeu. Și acesta este dragul nostru mijlocitor, Iisus Hristos, marele preot, cel care a satisfăcut nevoia judecății și dreptății lui Dumnezeu, cel care a împlinit într-un mod desăvârșit inima Tatălui și a arătat-o tuturor. În minte mi-au sunat aceste cuvinte, de o lună de zile tot îmi sună în minte, pentru că parcă pentru prima dată am înțeles rostul lor și rostul acestei funcții și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, la dreapta Tatălui, acolo unde va rămâne pentru toată veșnicia de dragul nostru. Dacă ar fi să facem o concluzie scurtă, rânduiala lui Melchisedec arăta natura marelui preot, că trebuie să fie om și Dumnezeu. Când te uitai la rânduiala lui Aron, înțelegeai nevoia de mare preot și rolul pe care îl joacă acesta pentru fiecare individ și pentru Dumnezeu însuși. Iar rânduiala lui Aron cade, că nu mai are nicio valoare, dar toate realitățile spirituale de acolo sunt luate și puse în Iisus Hristos. De ce era nevoie ca acest mare preot să aibă o dublă natură? Păi gândiți-vă că un om nu putea să suplinească nevoile
măcar a doi oameni, ce să spun de miliarde de oameni. Un om nu putea să poarte poverile și suferințele nici măcar a doi oameni, dar apoi a tuturor oamenilor de pe fața pământului. De aceea era nevoie ca acest mare preot să fie după rânduiala lui Melchisedec, adică să aibă o dublă natură. Dar mai mult de atât, când te uiți la preoția aronică, este singurul loc în care înțelegi nevoia de mare preot, dar nu doar atât, este singurul loc în care poți să înțelegi rolul pe care îl joacă marele preot pentru noi, acum și aici, chiar dacă nu-l vedem și el este sus la dreapta Tatălui și îl vedem prin ochii credinței. Acolo am renunțat la vestimentația și la preotul aronic și am pus marele preot Iisus Hristos, dar am lăsat semnificația acelor trei elemente în parte. El poartă necurmat pe frunte sfințenia Domnului, de dragul nostru și de dragul Tatălui. Știți de ce? Pentru că acest mare preot, el nu poate să acopere păcatul. El nu poate. El trebuie să fie drept și față de noi, și față de Tatăl. De aceea, în fiecare zi, el stă cu păcatele noastre înaintea Tatălui și caută să aducă la viață tot ce este necurat în noi. Pentru că el nu poate decât să reprezinte sfințenia Tatălui în mintea noastră și în sufletele noastre. De aceea, el va căuta în orice secundă, în orice moment, să dea la lumină tot ce mai este necurat în noi. Dar nu face doar atât, pentru că a trăit ca și noi și a umblat prin această viață. El poartă pe umeri poverile fiecăruia. În orice secundă, din momentul în care a ajuns acolo, el nu are odihnă, nu are liniște. În fiecare zi, generații la rând și acum și pentru fiecare dintre noi, el poartă suferințele noastre, el poartă durerile noastre, el poartă întristările noastre, el poartă neînțelegerile noastre, el stă și le poartă și încearcă să ne ajute și este în fiecare zi alături de noi, încercând să ne îndemne și să ne dea îndemnul și să ne încurajeze. Dar mai mult de atât, el ne poartă în inima lui. El are o dragoste necurmată pentru că a luat judecata Tatălui de dragul nostru. El necurmat ne poartă în inima lui. De aceea, pentru că aceste realități le poate îndeplini pentru fiecare credincios în parte, el garantează pentru acest nou legământ și el poate să ducă până la capăt începutul de credință al nostru, dacă noi înțelegem lucrarea lui și ne lăsăm schimbați și preschimbați de puterea lui. Aș putea să închei cu cuvintele care mi-au răsunat în minte. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, despărțit de păcătoși și în sfârșit înălțat la ceruri, acolo, la dreapta Tatălui. Acest mare preot ne poate ajuta în toate luptele de zi cu zi. Dumnezeu să ne ajute. Amin.